resturnare de situație în cazul triplului asasinat de la Satu Mare. Principalul suspect, solicit incendiare de dup gratii. Primele declarații din penitenciar ale românului acuzat de triplu asasinat. Este vorba de bărbatul din Satu Mare, suspectat ce la finalul lunii noiembrie 2017 sublinierei a ucis părinții sublinierei bunica. El nu recunoaște subliniere nicio acuzație, cere să fie testat cu detectorul de minciuni subliniere i să fie lăsat în arest la domiciliu. Mai mult decât atât, bărbatul vine cu o ipoteză nouă, atât el, cât sublinierei tatăl lui ar fi fost amenincat cu moartea de nenumărate ori în trecut. Aflat în arest de câteva luni, Răzvan Rentea susține în continuare ce este nevinovat, iar ca să demonstreze ce este nevinovat sublinierei ce nu e sublinierei a ucis părinții și bunica, cere să fie supus unui test poligraf. Bărbatul spune ce nu bănuie subliniere pe nimeni. Dar în trecut, el sublinierei tatăle său a fost de foarte multe ori amenincat cu moartea. Eu am fost amenințat de foarte multe ori. Eu uitai, meu, cu moartea, de foarte multe ori. De 2 ani încoace am fost amenințat de foarte multe ori. Primeam telefoane cu numere ascuns, în care eram înjurat și amenințat. Exact asta pe ai tai meu. Eu vreau să fiu dus la testul poligraf. Tot timpul am cerut asta, a spus Răzvan Rentea, potrivit presa.ro. Bărbatul acuzat de triplu asasinat vrea cu orice preț să scape de închisoare, sublinierei le-a cerut judecătorilor să fie plasat sub arest la domiciliu. Eu vreau să fiu cercetat. Eu nu mă sustrag de la controlul judiciar. Sunt de acord să fiu cercetat, ce deja sunt băgat de 5 luni pe arest preventiv. Nu mă deranjează să fiu cercetat, dar în stare de arest la domiciliu sau control judiciar. Eu am citit rechizitoriul. Dacă din cas zice ce lipsesc 17.500 de euro și încă 150 de milioane lei vechi, ne.red, calculat înseamnă 20.000 de euro. Eu nu am bani să peletesc avocat. Eu dacă aveam bani, tia aveam avocat ales. Eu nu am avocat ales. Eu am avocat din oficiu care vorbește două, trei cuvinte și cam atâta rămâne. Avocatul din oficiu cere să fiu pus în arest la domiciliu sau control judiciar fiind că nu sunt probe împotriva mea. Eu mă reprezint singur. Eu mi-am pierdut cei mai dragi oameni din viața mea și sunt băgați în pucerie. Eu nu o să accept chestiile astea. Eu zic de dimineața până seara, în gura mare,
ce sunt nevinovat. Eu ceream să fiu dus la detectorul de minciuni. Nu înțeleg de ce sunt ascuns de pres, eu nu mă ascund. Eu vreau să răspund la orice întrebare, a explicat bărbatul. Răzvan Rentea e acuzat că sublinierea i-a ucis cu sânge rece părinții sublinierei bunica la sfârșit sublinierei-tul anului trecut. Motivul, casele banii pentru ce avea datorii la jocurile de noroc, a scris presa locală. El a fost săltat de poliție de acasă, imediat după înmormântarea victimelor.